Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Piața Unirii. Curtea Constituțională a spus nu inițiativei lui Igor Dodon de a organiza un referendum consultativ în toamnă. O astfel de decizie a fost luată după ce Partidul Liberal a depus o sesizare la Înalta Curte privind neconstituționalitatea întrebărilor formulate de președinte și care urmau să fie supuse plebiscitului. Despre decizia de astăzi a Curții Constituționale, dar și despre alte subiecte de actualitate, discutăm în această seară cu deputații Partidului Liberal, domnul Ion Casian și domnul Roman Boțan. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și analistul politic, invitatul permanent al emisiunii Piața Unirii, domnul Ștefan Secăreanu. Bună seara! Bună seara! Înainte să trecem la discuții, vă invit să urmărim un material despre decizia Înaltei Curți, după care revenim. Magistrații Curții Constituționale au examinat fiecare punct în parte și au decis că referendumul nu poate avea loc din motiv că întrebările reflectate în decretul președintelui depășesc împuternicirile constituționale ale șefului statului. Astfel, judecătorii au dat câștig de cauză Partidului Liberal. Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se admite sesizarea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, domnii Mihai Ghimpu, Alina Zocă, Ion Apostol, Valerian Bejan, Roman Boțan, Lilian Carp, Ion Casian, Vladimir Cernat, Petru Cosoi, Iurie Dârda, Oleg Ogor și Ștefan Vlas. 2. Se declară neconstituțional decretul președintelui Republicii Moldova, numărul 105, liniuță 8 roman din 28 martie 2017, privind desfășurarea referendului republican consultativ asupra unor probleme de interes național. Președintele PLM Mihai Ghimpu, alături de colegii săi care au depus sesizarea, a rămas extrem de mulțumit de decizia curții. Chiar vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit. E argumentat mai mult decât am cerut noi. Se vede că aici sunt oameni care cunosc foarte bine Constituția, au experiență. Domnul președinte vostru trebuie să înțeleagă că cel care se împotrivește legii și istoriei este strivit. Un stat de drept democratic, asta nu înseamnă că dacă ai ajuns într-o funcție, tu faci ce vrei. Este stipulat clar în Constituție competențele, atribuțiile, drepturile, libertățile și noi trebuie să le respectăm, ba din contra să le promovăm, nu să încercăm să le înlăturăm sau să le modificăm pe cum îți vine poftă. Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski însă a calificat decizia curții drept una politică, ce are scopul de a limita președintelui competențele. Considerăm că a fost o interpretare abuzivă și restrictivă din partea curții, prin care încearcă să limiteze competențele președintelui. Eu nu mă gândeam că curtea se va coborî la un nivel atât de jos. Pentru mine este penibil că, deși curtea s-a împrospătat, deși ar fi trebuit să fie un pic mai obiectivă, avem aceeași practică care este îndreptată strict împotriva domnului președinte. Igor Dodon a reacționat imediat pe o rețea de socializare și s-a arătat nemulțumit de decizia curții, fapt pentru care a declarat că nu se va opri, iar în scurt timp va veni cu o altă inițiativă în acest sens. Precizăm că hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Amintim că la sfârșitul lunii martie, Igor Dodon a semnat un decret privind organizarea unui referendum consultativ pe 4 subiecte, printre care anularea legii miliardului și reducerea numărului deputaților. Alte două chestiuni țin de oferirea drepturilor suplimentare președintelui și de studierea istoriei Moldovei în școlile din Republica Moldova. În cazul în care plebiscitul avea să aibă loc, statul urma să cheltuie peste 70 de milioane de lei. Am revenit în studio. Pentru început vreau să vă întreb, domnule Casian, sunteți mulțumit de decizia Curții Constituționale? Desigur, de rând cu multe, așa să le numim în ghilimele, ghidușii a președintelui Republicii, domnului Dodon, am mai făcut-o și pe aceasta. Și, desigur, noi, Partidul Liberal, am fost consecvenți, suntem consecvenți în monitorizarea acțiunilor președintelui Republicii și hotărârea de astăzi, desigur că ne-am bucurat, ne satisface, practic au fost admise toate capitele sesizării pe care le-am expus în altei curți. Deci noi, dacă ați observat cu toții, stimați telespectatori, deci este o hotărâre bine argumentată, bine motivată,
din toate punctele de vedere a buchii, a literei Constituției. Deci aceasta denotă că noi am avut dreptate când ne-am pronunțat de la bun început împotriva acestei inițiative care putea duce așa povara aceasta pe spatele poporului de 75, în jur de vreo 75 de milioane de lei. Deci și aici ne-am adus aport împreună, iată, cu colegii fracțiunii Partidului Liberal, deci când am înaintat această sesizare, deci am oprit și această irosire inutilă, populistă din partea președintelui de cheltuieli de la bugetul de stat din buzunarul contribuabilor, din buzunarul cetățenilor. Mai cred că niciodată un alt președinte de felul lui Dodon, dacă s-a mai întâmplat să mai aibă Republica Moldova un asemenea președinte, nu va mai încerca să schimbe chestia cu istoria, să introducă istoria Moldovei, să scoate istoria românilor. Asta este o hotărâre istorică, de rând cu hotărârea aceea a Curții Constituționale din cu referire la limba română, deci desigur nimeni nu va mai putea atenta la istoria noastră, istoria românilor. Da, întrebările formulate de președintele Igor Dodon, pe care voia să le pună, sunt ele de interes național, așa cum încearcă ei să ne convingă? Desigur că nu sunt. În primul rând, deci președintele a încălcat procedura. Procedura de inițiere, de pornire a consultării poporului. Desigur că referendumul este una din principiile legii democrației, consultarea poporului. Dar ea, după cum stabilește și Constituția, ea trebuie să fie în strictă corespundere cu legislația, cu Constituția, ceea ce președintele a depășit atribuțiile sale. În primul rând, eu spun de procedură, fiindcă urma să înainteze această propunere Parlamentului, Parlamentul urma să se expună în timp de 6 luni de zile, să emită o hotărâre de să zicem, de ceea ce ține de cheltuielile pentru petrecerea referendumului, de alocare de cheltuieli pentru petrecerea referendumului. Deci este o procedură. Deci de la buget trebuia să fie alocate această sumă, fiindcă ea nu a fost prevăzută în bugetul de stat pentru anul 2017 și nu a fost prevăzută că domnul Dodon i-a venit în cap să iasă cu astfel de idee năstrușnică de ceea ce ține toate într-un, așa să spunem, într-o covată. Ele sunt subiecte distincte. În alta curte, foarte argumentat, spun, a menționat în hotărârea sa, deci aceste subiecte distincte la care președintele nu putea să le unească, să le abordeze într-un singur cadru, într-un singur document care a fost acest decret al său, care a fost de la bun început, din start, neconstituțional. Mai mult, președintele Igor Dodon, dar în general șeful statului, nu are dreptul să inițieze procedura de modificare a Constituției într-un stat parlamentar așa cum este Republica Moldova. Urmărește, de fapt, Igor Dodon instaurarea unui regim prezidențial? Eu cred că deci, această inițiativă a fost cu bătaie lungă. Anume de a-și lua competență suplimentare care nu sunt prevăzute și cred eu că într-o republică parlamentară cum este Republica Moldova, deci nu poate președintele să dispună de aceste competențe. Adică, reiterez încă o dată, în alta curte deci s-a pronunțat și aici la acest capitol că atribuindu-și aceste competențe, care de fapt este o încercare așa mascată de a revizui Constituția, competențe pe care președintele nu le are, și
prin atribuirea acestor competențe, el s-ar fi transformat în rolul unui, nu rolul unui președinte a tuturor, așa cum trebuie să fie președintele, dar s-ar fi transformat într-un lider de partid, ar fi deci generat conflicte în societate, nu ar fi fost, deci ar fi fost părtinitor și într-o măsură oarecare, mare măsură, ar fi exercitat, s-ar fi putut exercita presiuni asupra Parlamentului, care la fel este de același rang ales de popor și unul și altul, și Constituția nu face o distinție, chiar și, să zicem, acele legi adoptate prin referendum sau acele care de Parlament, deci nu face distinție între ele, ele sunt, au același nivel. Și de aceea, deci atribuirea de astfel de competență ar fi dus la o, așa să spunem, conflicte în societate, conflicte de ordine, de natură. Conflicte instituționale. Instituționale, desigur. Domnule Boțan, aș dori să discutăm și despre reacția președintelui Igor Dodon cu privire la decizia curții. Acesta a acuzat magistrații, precum că decizia lor ar fi fost influențată de faptul că aceștia sunt cetățeni români. Cum comentați dumneavoastră aceste declarații? În general, Dodon este un personaj politic foarte interesant. Din câte ați observat, Partidul Liberal stă la straja demnității naționale și nici de această dată nu a permis acestui individ să-și bată joc de valorile noastre, implicându-se prin politica pe care o duce, implicându-se politic în chestii de științifice. Mă refer aici la istoria românilor. De asemenea, deja ați discutat despre conflictele constituționale care le putea genera acest decret, implementarea acestui decret. Iar dacă vorbim de reacția lui, vreau să vă reamintesc că în fracțiunea dumnealui există cel puțin 6 deputați care dețin cetățenie română și care luptă agresiv împotriva a tot ce înseamnă românesc și românism. De aceea este o ipocrizie din partea lui să vorbească de acest lucru. Toți cetățenii Republicii Moldova au aceleași drepturi și respectiv să nu uite că au și aceleași obligații, să respecte în primul rând legea și Constituția Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, este clară intenția domnului Dodon de a-și fortifica instituția prezidențială în pofida oricărei legi, în pofida faptului că Republica Moldova este un regim parlamentar, este o republică parlamentară, iar Parlamentul este organul legislativ suprem. Noi suntem satisfăcuți de decizia curții, așa cum a menționat și domnul Secăreanu, am pus punct pe încă o întrebare pe care ține nu neapărat de politică, dar și de demnitate națională și asta pentru noi este important. Încet, încet, pas cu pas, partidul, prin deputații Partidului Liberal, dar și în general a cetățenilor care au încredere în Partidul Liberal, convingem din nou cetățenii că noi suntem cei care încercăm să menținem această republică pe linia de respectare a legii. Din păcate, este destul de dificil în societatea noastră să faci acest lucru, dar, după cum știți, pe liberali nimic nu i-a oprit până acum și sunt convins că nu i-a oprit nimic pentru a-și duce misiunea până la capăt. Tot Igor Dodon a comentat, a scris pe o rețea de socializare, că mâine va convoca Consiliul Republican al PSRM pentru a lua o decizie în acest sens. Dumnealui nu este membru de partid. Cum se leagă? Ați observat foarte corect. Lucru. Deci, iarăși face o încălcare de lege. În momentul în care a intrat în funcție dumnealui, trebuia să renunțe la oricare orgolie politice, fiindcă ar trebui să fie un actor neutru, care să colaboreze cu toate puterile din stat. Dumnealui, de fapt, este a rămas liderul unui partid anti-Republica Moldova, unui partid anti-românesc, unui partid anti-Uniunea Europeană și încearcă în orice acțiune să se aduleze pe lângă Federația Rusă. Și asta o vedem zi de zi. Cred că cetățenilor le este clar cine este Igor Dodon. Nici într-un caz nu poate fi președintele Republicii Moldova și reprezenta interesele naționale. Și să nu uităm că fracțiunea Partidului Liberal a înaintat o inițiativă de suspendare și respectiv ulterior pentru ca acest președinte să fie demis. Deocamdată sunt 13 semnături pe această inițiativă. Eu cred că ceilalți deputați nu mai au nevoie de niciun argument care îl așteptau, chipurile, ca acest președinte să fie sau nu demis. Este evident că acest președinte trebuie demis.
Dar și oamenii continuă să semneze împotriva lui Igor Dodon, nu? Exact. Sunt mulți dintre cei care au sperat cumva că e altceva, dar sunt mulți votanți care vin și semnează pentru a susține inițiativa Partidului Liberal. Și pe noi asta ne bucură pentru că lumea începe să se trezească. Indiferent de orice, demnitatea națională nu poate fi călcată în picioare și legea, în primul rând, nu poate fi călcată în picioare. Din păcate, acest președinte face acest lucru zi de zi. Ce credeți că va face în continuare Igor Dodon, domnule secretar? Va continua să se manifeste populist. El își face în continuare, își joacă rolul lui de unealtă. Este unealtă a unui sistem, este unealtă a unui regim, unealtă a intereselor Moscovei în teritoriu aici și continuă, pentru că ideea moldovenismului și tot ce aici promovează el este de sorginte stalinistă. Din păcate, la atâția ani după ce ne-am declarat independența, uite, avem în continuare să ne confruntăm cu un asemenea flagel. Și, din păcate, el nu este singur. El este unealtă. Eu mă gândesc acum, bine, cine a avut interesul ca anumit Dodon să fie președinte în Republica Moldova? Că el, fără acest sprijin a acestor grupări din spate, el nu avea să ajungă președinte. Asta este important să știm. Și cine are interesul să-i acopere cumva, să-i justifice acțiunile, să voteze împreună cu el anumite chestii, că tu dacă te declari un partid pro-european, așa cum este Partidul Democrat, în niciun caz nu putea să voteze un asemenea partid o lege cu mixtul care s-a întâmplat săptămâna trecută împreună cu deputații socialiști ai lui Dodon. Pentru că ați văzut și reacția instituțiilor europene, a celor mai importante partide europene de ieri, ambasadei Statelor Unite ale Americii, câte reacții au fost zilele astea și toate s-au făcut, s-a pus de fapt și s-a scos în față în declarațiile respective, din am văzut binomul, această îmbinare între PD și PSRM. Deci cine îl susține pe Dodon și tot ceea ce face el? L-am auzit, eu personal nu știu, dar intuiesc că l-am auzit pe domnul Candu, președintele Parlamentului, cumva că noi vom face, că noi am făcut, că noi am zis, că așa va fi, că saluta decizia Curții Constituționale. Deci, dar în același timp mă întreb dacă nu cumva e un joc în continuare. Acum, ieri erai cu dânsul de mână, da? Știind foarte bine că președintele Parlamentului nu a știut Candu că asemenea acțiuni cu votul respectiv sunt acțiuni care deci, contravin legii, dar și sfidează opinia publică și izolează Republica Moldova. Și în același timp sunt acțiuni care denotă că tu ești una cu Dodon. Asta este problema. Tu ai votat o chestie care acum ne-a adus în văzul tuturor. Toată lumea discută. Și suntem la limita când Uniunea Europeană pune problema revizuirii acordului de asociere. Asta este foarte important. S-au făcut declarațiile ieri, reacțiile dure de tot și ei continuă azi cu procesul cu Dorin Chirtoacă. O să vreau să discutăm un pic mai târziu. O să discutăm, dar asta este strigător la cer, pentru că există acolo un punct anume special unde se indică problema cu Dorin Chirtoacă, cu primarul Chișinăului. Și să pune la îndoială toată justeția acestor acțiuni ale autorităților și ale justiției în general și să pune la îndoială deci, corectitudinea actului de justiție în situația respectivă. Și tu, în asemenea situații, tu continui, anunți un proces azi, am înțeles că a fost luat prin surprindere toată lumea, inclusiv cel vizat Chirtoacă, din câte am înțeles, pe mâine. Asta înseamnă că ei doresc cu orice preț suspendarea primarului Dorin Chirtoacă, suspendarea din funcție. În pofida, asta înseamnă,
că ei joacă împreună cu Dodon, pentru că același lucru, sau în primul rând dorește acest lucru, Dodon. Plahotnicu dorește să controleze primăria, ca să-și facă mendrele, ca să-și construiască hotelurile și ce mai dorește el acolo, lucru pe care nu-l acceptă sau nu-și pune viza primarul. Pe urmă, ei o să amâie procesul ăsta dacă obțin suspendarea de mâine a primarului. De ce este important să fim consecvenți și uniți? Noi, cei care nu acceptăm, indiferent de opțiunea politică pentru că, pe care o avem fiecare dintre noi. Așa înțelegem noi lucrurile. De aceea, când vorbim de ceea ce s-a făcut la de gestul de hotărârea Curții Constituționale și de ăsta Dodon ca persoană și ce va face el. El va continua să joace, să va juca împreună cu cei care l-au adus să îndeplinească acest joc de păpușă, dacă vreți. Cei care sunt în spatele lui sunt cei care fac jocul și care mențin acest sistem diabolic, care mențin și practic în continuare aceste metode NKVD-iste din timpul stalinismului. Asta este un stalinism, un soi de stalinism în Republica Moldova sau ceea ce are rădăcinile în această. Orice idee de moldovenism acum susținută de Dodon, cel care o provoacă și o promovează ostentativ și o merge... Și cei care îi fac jocul lui, pentru că nu știu dacă este o deosebire între ceea ce promovează Dodon și unii din, să zicem, din reprezentanții PD-ului, domnul Lupu, care declara limba moldovenească ieri, sau nu știu cine acolo. Păi este, dacă continuăm pe ideea asta a moldovenismului, nu știu cât, nu vom avea sorți de izbândă. Trebuie să revenim la ceea ce a fost în 88-89 și să începem de la început. Băi, oameni buni, voi n-ați înțeles. Identitatea noastră românească, asta ne va salva. Asta este răspunderea noastră ca români. Până nu vom face acest lucru și nu vom răspunde ca români, nu vom afirma deschis și tare identitatea românească, nu vom reuși să ieșim din... mocirla în care am ajuns după 25 ani. Imediat, domnule Boțan. Ieri Igor Dodon a avut o întrevedere cu jurnaliștii la Condrița, unde s-a făcut remarcat printr-o serie de declarații controversate. O să doresc să discutăm despre acest subiect, însă nu înainte să urmărim un material. În cadrul conferinței de presă organizată la Vila de la Condrița, Igor Dodon le-a spus jurnaliștilor că în toamnă va veni cu o inițiativă legislativă care va interzice activitatea oricărui partid politic ce pledează pentru lichidarea statalității și suveranității țării, făcând referire la unioniști și menționând că o prevedere similară ar exista și în legislația României. Cei care pledează pentru lichidarea statalității trebuie să fie în afara legii. Și gata. Nimic mai mult. Asta se referă și la cei care vor unirea cu România și la alții care vor unirea cu Rusia sau cu altcineva. Președintele liberalilor, Mihai Ghimpu, i-a răspuns lui Dodon că nu are decât să o facă, însă l-a avertizat că va ajunge să o dea în bară ca și cu referendumul. Ce înseamnă interzis? Noi avem hotărârea Cursii Europene privitor la problema poate sau nu poate un partid promova unire Republicii Moldova cu România. Și este clar că acestea sunt valorile democratice, lupta pentru idei, promovarea idealor. Orice se poate promova pe cale pașnică, ne folosind forță. Dar dacă domnul îmblă cu catiușa pe umăr, mă scuzați, vă rog. Absolut neafectat de criticile internauților, Igor Dodon nu a negat nici faptul că a dat o petrecere weekendul trecut la Vila Prezidențială, menționând că nu vede o problemă în asta. Acesta este locul de trai al președintelui Republicii Moldova pe durata mandatului. Chiar dacă se organizează careva evenimente familiare, de familie, nu din contul statului, încă o dată, nu din contul statului, pentru că niciun leu statul nu a cheltuit. Acesta este un lucru care nu este cu încălcare legislației. Da, confirm că a avut loc un eveniment de familie. La mine săptămâna trecută, unul din ficiori a împlinit o vârstă frumoasă, nu ați văzut pe internet, am plasat. Care este încălcarea legislației? Ulterior, șeful statului a profitat de presă și s-a lăudat cum trăiește, dar și ce are prin beci. Aici este, cum spun la noi la moldoveni? Șonc. Șonc, șonc, da.
din carne de vită și carne de porc. Au reușit să facă și ceva conservații, soția împreună cu doamna de aici. De fapt, ne-a arătat totul în mare grabă, fără a ne lăsa să filmăm totul de aproape. Igor Dodon a negat și faptul că a făcut reparație capitală, ci doar a cosmetizat și că nu ar fi cheltuit sume colosale, așa cum s-a scris în presă. Este vorba de mijloace financiare care au fost alocate de Cancelarea de Stat, acele 180-200.000 pentru reparație cosmetică. Mai mult bani suplimentar în volume extraordinare nu au fost alocate. Precizăm că liderul PL Mihai Ghimpu a cerut Procuraturii Generale să se sesizeze pe marginea reparației efectuate la Condriță și să investigheze din ce bani și-a renovat Igor Dodon vila. Totodată, Procuratura s-a autosesizat și pe marginea petrecerii pe care a dat-o Dodon acum câteva zile la vila de la Condriță. Am urmărit reportajul. Domnule Boțan, doreați să completați? Vreau să mă refer la fățărnicia în politică și la tandemul PD-PSRM. Într-adevăr, președintele Mihai Ghimpu, în momentul când ne-am asumat continuarea parcursului european, a făcut eforturi considerabile pentru ca Republica Moldova să-și recapete credibilitatea în fața partenerilor europeni. Și am reușit la un moment dat. Acum, prin gestul PD-ului, care în tandem cu PSRM-ul, în pofida tuturor semnalilor venite din partea partenerilor externi, din partea Comisiei la Veneția, au adoptat această lege privind sistemul mixt, care a fost în foarte mare grabă și promulgat de către președintele Dodon, practic în câteva ore. Ne dăm seama că toate aceste eforturi pe care noi, Partidul Liberal, împreună cu președintele nostru Mihai Ghimpu, le-am depus, au fost desconsiderate. Iar efortul nostru a fost dus la minim de către foștii colegi din PD, care au dat mâna cu socialiștii. Socialiști care, într-adevăr, vor, este doar în interesul acestora și în interesul PD-ului pentru a decapita capitala, pentru a pune capitala Republicii Moldova, un oraș care are viziuni pro-europene, pro-românești, pe tava pediștilor și socialiștilor. De aceea, misiunea noastră este ca să rezistăm și să transmitem partenerilor europeni semnale că există forțe politice sănătoase care promovează idei corecte și pro-europene, iar semnalele pe care le transmit sunt luate într-adevăr în considerație. Și reacția din partea partenerilor noștri n-a întârziat să vină și este o reacție negativă. O reacție la care se face referință inclusiv la justiția noastră, din păcate, care, din punctul nostru de vedere a liberalilor, nu își face datoria în anumite cazuri. Este vorba de cazul, inclusiv cazul domnului Dorin Chertoacă, lucru despre care probabil o să mai discutăm. Asta este fățărnicia în politică. Astăzi chipurile mimăm pe dușmanii, iar mâine suntem prieteni. Și asta a demonstrat votul din Parlament, dintre PD și PSRM. Apropo de reacția autorităților, ieri PPE și ALDE au cerut stoparea finanțării Republicii Moldova. Credeți că riscăm noi cetățenii sau Republica Moldova să rămână fără finanțare? Din păcate, da. Și acest lucru trebuie să și-l asume cei care au votat această lege și au desconsiderat totalmente poziția și părerile partenerilor noștri, care întotdeauna și susțin asta întotdeauna, spre deosebire de cei din Est, ne-au susținut. Este inadmisibil să transmiți astăzi niște mesaje, iar ulterior să le desconsideri totalmente, mă refer la Comisia de la Veneția, și să împofida la orice promisiuni și la orice angajamente, să-ți asume inclusiv acest rezultat. Se propune revizuirea acordului de asociere, inclusiv ceea ce ține de finanțare. Acum să ne vedem cui convine acesta. Nu oare lui Dodon și PSRM-ului, care promovează o politică anti-Republica Moldova, promoscovită și care dorește transnistizarea în corpuri a Republicii Moldova. Și de aceea, vorbind iarăși de sinceritatea PD-ului, de ce, domnilor, îi promovăm ideologia domnului Dodon? Într-o zi spunem una, într-o zi facem alta. Și ne batem joc de partenerii noștri.
Aș vrea să discutăm despre... Asta e important, de fățărnicie, pentru că a mai fost zilele astea și un fel de articol, ceva lui Plahotniuc, liderul PD-ului, prin America, pentru o revistă americană, acolo unii dânsul ar cere imediat sprijinul americanilor și Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrean, spune el, pentru a nu cădea din nou sub influența Rusiei. Cum? Adică dacă tu ai votat votul mixt împreună cu Dodon pentru a ne păstra, pentru a menține controlul Rusiei asupra Republicii Moldova. Asta e fățărnicie adevărată. Și pentru a fi la nivelul domnului Tușoncă, da? Am auzit acum toată chestia asta cu Condrița. Asta este domnul Tușoncă, de azi am să-i spun, că mă gândeam cum să-l numesc. Iată, nivelul lui Dodon. Care face cu mătrii. Cui trebuia toată mascarada asta cu... Noi nu avem ce face. Tu să vii într-o țară, într-un stat, băi, suntem, uitați cum stau cerșătorii pe stradă, cum lumea nu are ce mânca. La ce stare s-a adus țara asta, mai ales după ce a fost furată. Și el să meargă acolo să-și arăte beciurile, să-și arăte tușonca lui, sticlele de vin. La asta am ajuns noi. El nu poate să-și organizeze conferințele de presă aici și târâi toți ziariștii tu mă acolo la 30 km la Condrița. Nu poți tu să stai, să locuiești aici, lasă acolo pentru un protocol, când îți vine Putin, ori când îți vine, cine îți mai vine din prietenii tăi, cine mai vine Rogozin, Lukashenko, care îți mai vin ei acolo, du-i acolo. Acum tu să te lauzi, tu locuiești acolo, că îți oferă legea, îți permite, tu acolo, băi, dar poate nu ai unde locui aici? Nu ai jeep-urile tale aici, numai decât să mergi să arăți acolo. Am ajuns noi la starea asta acum când lumea nu vede de nevoi și de chinurile în care am ajuns acum să... Uitați-vă cum se confruntă populația. Și el să-mi arăte tușonca lui de acolo. Asta este președinte? Asta este... Nu știu cum să-l mai numesc. Eu am să-i zic de azi domnul Tușoncă. Nivelul asta am ajuns. La nivelul domnului Tușoncă. La tot ce îți face în Republica Moldova. Și asta este o unealtă adevărată pe care îl folosește cel mai periculos grup din Republica Moldova în frunte cu Plahotniuc. Ieri Igor Dodon zicea că vrea să interzică unionismul și va face tot posibilul pentru a își îndeplini această obligațiune. Și vreau să vă întreb, domnule Casian, dumneavoastră sunteți jurist. Există vreun temei legal, o bază legală prin care Dodon poate să interzică unionismul? Asta ca și cum ei spune... copilului, nu te gândi la mamă, nu te gândi la tată. Știți? Cam așa ar fi. E o absurditate să interzici cuiva să promoveze niște idei, cu atât mai mult că noi avem acestea legate și istoric și prin sânge. Deci suntem același neam, același pământ, același deci cântec. Practic totul ne leagă. Cum poți să fii asta ca și cum mai spune la doi copii că de la una și aceeași mamă să spuneți că asta nu e mama voastră? Este absurd, desigur, și nu poate și nu este el în drept. Astăzi domnul președinte Ghimpu foarte bine a dat răspunsul când am ieșit de la Curtea Constituțională la acest subiect, când a spus că nu poate a interzice. Noi suntem în drept fiecare din noi să pledăm pentru o cauză cu metode pașnice. Aceasta este. Noi aceasta și ne vrem. Vrem să realizăm unirea pe cale pașnică. Nu așa cum au venit în 40 rușii cu tancurile și ne-au călcat cu ciubota deci soldatului rus aici, sovietic, aici teritoriul nostru, Basarabia noastră, a rupt-o din trupul patriei mamă, România. Deci nu așa. Noi vrem pe cale pașnică și eu sper și cred în aceea că va veni acest ceas și se va efectua, se va face unirea din nou. Dar eu la ce vreau să mă expun suplimentar, că
democrația la noi și valorile statului de drept sunt în pericol. În pericol mare și noi trebuie să ieșim de la mic la mare să apărăm aceste valori. Democrația și statul de drept. Că tot vorbiți de democrație, vreau să vă întreb ce se aude cu cazul lui Dorin Chirtoacă. Deci, chiar în acest context, eu nu am cuvinte să-i expun acea indignare și vreau să fiu înțeles că nu mă privește, să zicem, pe mine personal sau ceva, din punct de vedere al partidului care îl reprezint. Nu aceasta, stimați cetățeni, este o sfidare, este o batjocură, este o ilegalitate, este un abuz, este deci ceva care din neînchipuit, care nu a fost în timpurile cele trecute, cei ce fac ei cu Dorin Chirtoacă, știți, o fac așa în mod deschis, în mod obraznic. Ce s-a întâmplat astăzi, exact? Deci, astăzi, iată, să vă spunem. Deci a fost numită ședința preliminară, ședința de judecată, ședința preliminară, pentru data de 31 iulie. Deci ieri este telefonat spre seară avocatul și spune, zice, azi la orele 3 va fi ședința de judecată. Fiind că judecătorul pleacă în concediu. Oameni buni. Este absurd. Și ce dacă pleacă în concediu? Ducă sănătos. Câte dosare sunt să prăfuiesc? Dosare. Oamenii stau închiși cu ani și nu se examinează. Ba că nu a venit un martor, ba că nu știu ce acolo. Acolo totul spate. Aici o grabă cu viteza cosmică, cu viteza luminii, toți presiuni, fiindcă altfel nu poți numi. Deci, e numit la orele 3. Avocatul depune cerere. Doamna Tatiana Iobu, avocat aleasă de domnul primar general, a depus cerere, este ocupat în altă ședință de judecată. Deci, plus la ce? Deci, trebuie să ia cunoștință de materiale care sunt acolo. Deci, nu. Cheamă avocat din oficiu. Eu înțeleg când este grabnic, când este de urgență, când sunt măsuri de urmărire. Are dreptul în situația în care tu ai avocat oficial. Dar are ai dreptul avocat oficial. Nu, da, au dreptul să iau avocat din oficiu în situația când tu... Desigur că nu au dreptul. Asta este o încălcare flagrantă. Eu vă spun, care lipsită de orice ce temei legal. Absolut. Nu are. Eu sunt avocat cu experiență de peste 30 de ani. Eu n-am văzut așa oameni buni. Ce aici se face în jurul primarului general. Și asta e exact în ziua în care instituțiile europene au reacționat. În ziua când instituțiile europene au spus-o destul de clar și într-un mod, poate chiar și categoric, despre acele fără de legi care s-au făcut cu votul acesta mixt, acest tandem PD-PSRM și observați în mesajul partidelor, cele mai mari partide din Parlamentul European, deci sunt legate două subiecte. Este votul mixt, care l-au făcut așa, și tot așa repede, fără să examineze în comisii, tot așa pe de-ascuns, conspirativ, așa ca să spunem, au fost cu votul mixt. Exact. Și al doilea subiect care este abordat în mesajul conducătorilor partidelor europene este Dorin Chirtoacă. Și este îngrijorare, este... Și justiția, în general, este democrație, da. Democrația și justiția. Eu vreau să spun că dacă mergem cu așa timp, în așa timp și cu așa metode, cu așa deci atitudine față de... scalți legea în picioare, scalți Constituția în picioare, scalți demnitatea omului în picioare, atunci justiția este jos de tot. Și mâine are loc următoarea. Și mâine, deci mai mult ca atât, deci a fost, i-au dat avocat din oficiu. Nu este nicio grabă, nu este niciun temei. Dar el are dreptul să respingă un avocat în situația când tu ai avocat. El și l-a respins.
Domnul primar general a respins. El zice, eu am avocații mei. Este doamna Tatiana Iovu și este domnul Gheorghe Malek. Domnul Gheorghe Malek este în concediu, plecat peste hotare și revine la mijlocul lunii august, iar doamna Tatiana era ocupată. Deci e firesc asta, nu-i grab aceea. Eu, asta în situația în care ei fuseseră anunțați pentru 31. Și, da, ei fusese anunțați pentru 31, desigur. Și asta denotă încă o dată această grabă, această presiune care se face și asupra instanței, fiindcă eu înțeleg, pot să citesc așa, numai să privesc și să văd de unde bate vântul de acum. Deci, se face anume pentru aceea și că... Și să găsesc totdeauna un procuror care le face jocul. Sigur, asta e păcat. Asta și va fi probabil, din păcate, și câte un judecător care le face joc. Nu știu cum o să doarmă liniștit și cum o să le povestească la copiilor, la nepoților și acești procurori și acești judecători care, iată, judică așa. Eu nu știu cum, dacă nu are așa remușcări de conștiință, știți? Eu cred că e foarte important, stimați colegi, domnule Casian, să facem un apel către cetățeni și să anunțăm că mâine se va examina iarăși cazul domnului primar, iar mâine la ora 9 toți cetățenii de bună credință, toți cei care înțeleg că în Republica Moldova lucrurile trebuie să meargă doar în conformitate cu legea, acei care își dau seama că semnalele care au fost transmise categorice, așa cum s-a spus, din partea partenerilor din Uniunea Europeană sunt reale, semnale care pun semnul întrebării asupra unei justiții politizate, toți cetățenii... Selectivi și neimparțiale. Exact. Toți cetățenii îi invităm mâine la orele 9 în fața judecătoriei Buiucani pentru a susține pe primarul nostru, domnul Dorin Chertoacă, și pentru a susține justiția corectă și independentă și imparțială, cum deja s-a spus. Stimați cetățeni, vă invităm să fiți alături de noi și alături de Dorin Chertoacă. Suntem pe final de emisiune. Mâine vine Rogozin la Chișinău și mai mulți veterani de război, mai mulți membri ai societății civile cer declararea acestuia persona non grata. Există vreo șansă ca autoritățile noastre să ia atitudine și să-l declare persona non grata, domnule Boțan? Noi, fracțiunea Partidului Liberal, Partidul Liberal în genere, bineînțeles că subscriem în totalmente acestui demers. Pentru că este de ajuns să dai pe Wikipedia Rogozin, să-ți dai seama că el a luptat împotriva Republicii Moldova cu arma în mână și alte argumente nu mai sunt nevoie. Deci ele sunt din plin. De aceea această inițiativă noi o susținem. Ceea ce ține de reacția autorităților, nu pot să vă dau un asemenea răspuns, pentru că noi, fracțiunea Partidului Liberal, am înaintat o declarație în care semnalăm pericolul extremismului în regiunea de sud a Republicii Moldova, unde un membru PD, apropo, domnul Câsa, președintele Adunării Populare, a semnat un acord chipurile interparlamentar cu nerecunoscutul Soviet Suprem al nerecunoscutei RMNE, un organ absolut ilegal, și colegii din PD nu ne-au susținut. La fel nu au susținut nici demersul cu privire la demiterea și suspendarea lui Dodon. De ce este o întrebare? Noi, liberalii, bineînțeles că subsemnăm acestui demers și îl vom susține în felul în care a fost formulat. Totodată, sâmbătă, da, vă rog, domnule, da, Casian, deci, și revenim. Aici, la acest subiect, aș vrea să mai adaug că președintele Dodon, care nu este președintele meu și nu este președintele nostru, el a rămas pe aceleași poziții de lider de partid, este exponentul a unei ideologii străine țării noastre, neamului nostru, spiritului nostru, și venirea lui Rogozin nu am dubii că cineva îi va interzice. Actuala guvernare nu îi va interzice, nu-l va expulza și nu-l va declara niciodată persoana non grata pe Rogozin. Mai mult ca atât, eu am auzit tot așa, deci din mass media, că Rogozin este în lista celor care urmează să fie decorat. Și dacă
așa spun că Dodon vrea să-l decoreze cu cea mai înaltă distincție, Ordinul Republicii. Cel deci, care a împușcat, cel care a împușcat în combatanții noștri, în oamenii noștri, în poporul nostru care și-a bătut joc de el, de ani, de zeci de ani, da, și prelungește deci să-și bată joc de noi, admis, să fie decorat. Nu trebuie admis să fie marcat 25 de ani, cum vor ei acolo, să marcheze pacificatorilor de pacificare sau cea de felul ăsta. Nu se face asemenea chestii în situația în care noi ne-am confruntat, știm foarte bine cu ce ne-am confruntat. A fost o agresiune din partea Rusiei, au fost niște lucruri, nu se face, și mai ales că este inițiativa din partea dânșilor. Se face împotriva voinței noastre, a celor care am avut, avem morții noștri la Nistru. Ați văzut reacția de azi a combatanților. A fost una exemplară. Și eu nu cred că oamenii ăștia mâine nu vor ieși și îl vor lua pe sus pe Rogoza. Și toți oamenii ăștia îi vor lua pe sus pe ăștia care permit asemenea lucruri. Că-i Dodon, că-i Plahotniuc. Până la urmă va veni timpul când poporul ăsta de aici, băi, nu se poate să sfideze atâta, că se vede zona mea, za mare, ce îți bați joc de țara asta și de oameni și de tot ce se întâmplă aici. Vă dați seama? Deci eu nu cred că răbdarea este la limită și în situația asta reacția va fi pe potrivă din partea întregii societăți. Și nu va scăpa atunci nici Dodon, nici Plahotniuc, nici toți cei care îi fac jocuri străine intereselor noastre. Eu sunt sigur de treaba asta. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezență. O concluzie, domnule Boțan, da. Doar o mică concluzie. Ceea ce este important și ceea ce am discutat noi astăzi referitor la o justiție independentă, referitor la o justiție nepolitizată, vreau iarăși să reiterez apelul către chișinăuieni, către toți cetățenii de bună credință din Republica Moldova, să fim împreună și să-l susținem pe Dorin Chirtoacă. Ne vedem mâine la ora 9 în fața judecătoriei Buiucani. Ghidați de acest îndemn și domnul Caseanu, o concluzie. Să apărăm democrația, să apărăm o justiție corectă, să cerem o justiție corectă și să strigăm toți jos fără de lege și jos mâinile pe Dorin Chirtoacă. Un discurs într-adevăr încurajator. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezență și vă mai așteptăm cu mare drag în studioul Noroc TV. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni la o nouă ediție a emisiunii Piața Unirii. O seară frumoasă să aveți, noapte bună!